În ultima perioadă a crescut alarmant numărul incendiilor, a căror cauză a fost arderea nesupravegheată a miriștilor și a vegetației uscate, care au generat pagube materiale și pot genera chiar și pierdere vieți omenești. Pompierii hunedoreni au intervenit în ultimele 7 zile pentru stingerea 8 incendii de vegetație cauzate de folosirea focului deschis lăsat nesupravegheat pentru igienizarea terenurilor, fiind afectat o suprafață de 10 hectare. Până acum însă nu a fost aplicată nicio amendă. Este ilegal și conform legii se pedepsește cu o amendă între 10.000 de lei și 20.000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă între 50.000 de lei și 70.000 de lei pentru persoane juridice. Mulți aleg să facă acest lucru pentru că sunt destul de, mai ales în zona rurală, persoane în vârstă care asta au făcut din moștrămoși, care strâng din grădină și rânduie lucrurile, le pun într-o grămăjoară și dau foc. Nu este bine și totdeauna pe traseul pe care mergem în județul nostru întâlnim astfel de situații. Ne oprim, explicăm oamenilor ce înseamnă. Toată lumea reacționează foarte interesant spunând, a, uite, am o găleată de apă aici, unul avea și stingătoare acum sunt o săptămână. Sunt pregătit să intervină în cazul care se extinde. Totul e sub control, da, uitați. Da, și spun, da, problema aceasta pe care o spuneți dumneavoastră ține de pompieri, de ISU. Noi avem treabă cu fumul care rezultă în urma arderii. Asta e poluarea care, de care vă spunem. A, da, da, și atunci toată lumea realizează, da, de fapt poluăm. Și anii trecuți au fost anumite incendii care au fost provocate de oierii care erau cu turma pe anumită zonă și mergând pe acolo zis, hai să dăm foc ca să curățăm de spin și de nu știu ce să, da? Și fac lucrul acesta mereu și găsim incendii destul de ample, așa ca suprafață. Eu țineți minte, săptămâna trecută a fost într-o zi, nu știu, 15 hectare mistuite de vegetație, mistuită de foc. Pe parcursul anului trecut, pompierii hunedoreni au intervenit pentru stingerea 346 de incendii, fiind aplicate însă de către ISU Hunedoara doar 8 amenzi în valoare de 16.500 de lei.